Bună seara, dragilor! Bun găsit la întâlnirea cu Cup Online. Suntem la treabă. ABC congruent cu triunghiul QRH și AB egal 3 cm. În ipoteza de așa. Da. Primele, da. Ipoteza. Triunghiul ABC congruent cu triunghiul QRH. QRH. Știind că AB egal 3 cm. AB egal 3 cm. Și AC egal 4 cm. AC egal 4 cm. BC egal 5 cm. BC egal 5 cm. Precizați lungimile laturilor triunghiului QRH. Deci, QR egal cu cine? Da? QR da. Egal cu cine? QH egal cu cine? Iar H și egal cu cine? Asta ar trebui să arătăm, da? Dacă două triunghiuri sunt congruente, înseamnă că sunt egale. Înseamnă că sunt egale, așa, în limbajul vechi. În limbajul nostru, în congruente, înseamnă că toate elementele sunt congruente două câte două. Adică, un triunghi, câte... Care sunt elementele unui triunghi? Laturile. Trei laturi. Trei laturi. Două unghi. Și trei unghi. Trei laturi și trei unghi. Da. Deci orice triunghi are trei laturi și trei unghi. Și dacă triunghiul, să zicem așa, triunghiul ăsta așa, ca de la A, B, C, triunghiul A, B, C, e congruent cu triunghiul, cu triunghiul, da, cu triunghiul QRH, congruent cu QRH. Dacă triunghiul ABC congruent cu triunghiul QRH și știm elementele, AB este cât de 3 cm, AC este de 4, nu chiar corespunde realității aici, dar nu e nicio problemă. Da. Și BC este de 5. Ca să corespundă realității, deci AB de 3, AC de 4. O schimbăm pe... uite așa facem. AB... deci AB de 3. AC de 4 și BC de 5. Deci, în triunghiul ABC avem AB de 3, AC de 4 și BC de 5. Ce știm? Că triunghiul acestea, ABC, triunghiul ABC, cu triunghiul QRH, QRH, cum am respectat aici, QRH, deci am respectat rotația așa. A, B, C, Q, L, H. Da. Deci, faptul că triunghiul ăsta, dacă l-am luat și deasupra, cum ar fi perfect ăsta, da, înseamnă că toate elementele sale, adică la lucrurile acestuia, sunt egal celorlalți. Înseamnă că Q e egal cu 3 cm. O secundă. Din felul care e dat A, B, C, și Q, R, H, litera A cu Q se leagă, B cu R și C cu H. Da? Deci când zic A, B, dincolo înțeleg, în loc, deci văd A, B, dincolo înțeles Q, R. Deci A, B cu Q, R. A, C cu Q, H. Și B, C, astea două litere, ultimele două litere, da? R, H.
Deci A, B, A, C, cu Q, H, B, C, cu el, H. Deci dacă două trebuie să concurente, toate elementele sunt concurente două câte două. Dar se merge pe literă la literă. Unde eu am cât Q, B cât el, C cât H. Așa că am să traduce și noi. Din faptul că prin ABC comprim cu Q, el, H, scriem din nou demonstrația cu ceva. Da? Demonstrație. Cum triunghiul ABC este congruent cu triunghiul Q, el, H, cu Q, el, H, reînsemne aici că vom avea congruența două câte două, da. Adică zic... Ai congruent cu Q. Unghiul A. Da. Unghiul A. Tot dacă așa de zis, unghiul A. Unghiul A congruent cu unghiul Q. Da. Da, cu Q. Unghiul B congruent cu unghiul R. B congruent cu unghiul R. Unghiul C congruent cu unghiul H. Și A B congruent cu Q R. A B. AB, așa cum e, nu? Da. AB congruent cu Q, el, Q, el. Apoi? Apoi AC. AC congruent cu? Congruent cu Q, H. Q, H. Și BC. Și BC congruent cu R, H. Cu R, H. Vezi? Am tradus și înseamnă congruența după triunghiul. Deci toate elementele sunt congruente două câte două. Când am zis elementele congruente, toate sunt congruente două câte două. Laturile congruente două câte două și unghiurile congruente două câte două. Și acum, noi mai avem că AB e 3 cm. Dar AB, nu? E cât Q, e. Deci, adăugăm aici că AB, în dreptul său, AB e egal cu 3 cm. Rezultă în dreptul său, fiindcă AB e Q, R, că și Q, R este tot de 3 cm. Q, R, egal cu 3 cm. Exact cum e acela. Adăugăm aici că AC este de 4 cm. Și asta înseamnă că, cum AC cu Q, H, că și Q, H este de 4 cm. Apoi, adăugăm că BC e dat de 5 cm. 5 cm. Și atunci rezultă că e iar ca așa. Egal cu 5 cm. În concluzie. Deci fiind congruente două pe două, înseamnă că fiecare este congruent cu celălalt. Adică B congruent cu QR. Deci faptul că triunghiurile sunt congruente, elementele astea trebuie să înțelegi. Elementele sunt congruente două câte două. Și am tradus congruența lor în asta. Și cum îi știu date, îi știu eu tot atât. Și pe asta problema a fost rezolvată. Că asta ne trebuia, nu? Da. Q-R, Q-H și R, H. Bun. Alte probleme. Este adevărată propoziția. Dacă AB congruent cu QR și unghiul A congruent cu unghiul Q, atunci triunghiul ABC congruent cu triunghiul QRP. Deci, adevărată? Este adevărată propoziția. Dacă AB congruent cu QR. AB congruent cu QR. QR și unghiul A congruent cu unghiul C, unghiul B. Aha. Congruent. Cu unghiul Q. Congruent cu unghiul Q. Așa. Atunci triunghiul ABC congruent cu triunghiul QRP. Rezultă, și spunem semnul întrebare, rezultă de aici că triunghiul ABC congruent cu triunghiul Q, Q, R, Q, R, H, nu? Da. Q, R, H. P. Q, R? P.
Pe, da? Chiar pe. Iată întrebare. Acum ar trebui să știm noi, știi, două trebuie, dacă se comente, toate elementele cele șase se comente două de două, da. Nu se asta. Da. Și cum zice aici că AB congruent cu QR și unghiul A congruent cu unghiul Q, atunci înseamnă că nu sunt. Nu, pentru a, acum trebuie să, zici, să știm cazurile de congruență. Lul. Deci, hai să ne amintim. Cazul, cazul de congruență. A două linii. Deci, dacă știm că sunt congruente, toate elementele sunt congruente. Da. Acum, invers, ca să arătăm că sunt congruente două triunghiuri, e suficient să avem dintre cele șase elemente, șase alte trei alte triunghiuri, doar trei din ele. Notează-ți. Pentru a arăta că două triunghiuri sunt congruente, este suficient să știm că doar trei din cele șase, doar trei elemente din cele șase sunt congruente două pe două. Doar trei din cele șase sunt congruente două pe două. Deci, recapitulăm. Când zicem că triunghiul ABC congruent cu triunghiul QRP, cum a fost datat aici, QRP. Deci dacă știu că triunghiurile sunt congruente, atunci, cine sunt congruente două câte doar? Un element de aici, un element din formă de mediu și ce sunt? Adică AB congruent cu QR. Așa. Deci de aici, dacă sunt congruente, AB congruent cu QR. Apoi AC congruent cu QM. BC congruent cu RP. BC congruent cu RP. BC congruent cu RP. Și în sfârșit. Unghiul acum. A, da. Unghiul A congruent cu unghiul Q. Unghiul A congruent cu unghiul Q. Apoi unghiul B congruent cu unghiul R. Așa. După care unghiul C congruent cu unghiul P. Unghiul C congruent cu unghiul P. Vezi? Dacă știi că sunt congruente, toate cele șase sunt congruente. Acum înapoi. Înapoi, din cele șase, doar dacă trei sunt congruente, rezultă că triunghiurile sunt congruente, da? Da. Deci, și astea sunt cazurile de congruență. Deci, să zicem, cazul întâi, se mai numește și cum? L-ul. Adică latură, unghi, latură. Deci, câte elemente are latură, dintr-o latură, apă, unghiu, de o mâini și o latură. Lul. Da? Cazul lul. Adică din cele șase de aici, luăm două, latură, două laturi. Ori asta cu asta, ori asta două, ori asta două. Da? Da. Deci, luăm două din ele. Pentru, vezi că avem aici e o latură, nu? Câte o latură? O latură la 1, o latură la 1. Deci tu trebuie să ai în minte așa. Că triunghiul arată cum ar fi aici și cu triunghiul ăsta la altul. Sunt
suntem aici cu A, B, C și aici Q, iar P. Și dacă elementele sunt congruente, toate elementele sunt congruente de obiectul, adică latura asta e cât asta. Asta de aici cât asta. Și în sfârșit alta e cu a treia latura. Apoi unghiul A cu Q, C cu P și B cu B cu el. Deci înapoi, dacă iau două laturi, deci să iau AC cu QP și AB cu QR, deci câte două laturi, câte două, neapărat trebuie să fac unii între ele. Cele două fac unghiul ăsta, celelalte două fac unghiul ăsta. De ce zice latură? Unghiul latură. Deci cazul întâi ar fi așa, de congruență. Spune-mi tu. Ca să fie congruență, ar trebui să întâmple. Zi. AC. 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 Să fiți congruenți cu? Cu AB. AC cu? CB. Nu mai e. Ah, cu QB. QB. AC cu QB. Apoi. Ambe, congruent. Băgăm unghiul dintre ele. Unghiul A cu unghiul. Unghiul A cu unghiul congruent cu ce unghi? Unghiul Q. Așa, A cu Q. Și când AB, AB congruent cu QR. Cu AB congruent cu QR. Sigur că da. Deci cu QR. Uite, îți dai să. Deci, am luat o latură cu o latură, unghiul dintre ele, deci latură, 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 latură și unghiul dintre ele. Și acum, sigur trece, dacă sunt îndeplinite, din cele șase am luat doar trei, triunghiul acum sunt, deci de aici rezultă că triunghiul ABC, triunghiul ABC, este congruent cu triunghiul Q, el, Q, el, P. Q, el, P. Congruent cu fiert. Mai poți să-i dai tu alte, tot așa, două laturi și unghiul dintre ele? Mai găsești o situație de lucru? De aici. Da. Hai, te rog. P, R. P, R. Cu ce B? Cu ce B. Deci o altă situație. P, R. Ai zis P, R, cu C, B, apoi. Apoi A, B congruent cu Q, R. A, B cu Q, R. Și acum ai zis C, B cu B, R și A, B cu Q, R. Ai ce unghi între ele acum? Deci ce unghi ar trebui să fie? Unghiul A. Nu, dintre ele, mă. A, unghi B. Neapărat, trebuie să ne-am reformat. Când vezi CB cu PR și AB cu QR, e un QB obligator. Dintre ele. Din cele care au făcut. Deci trebuie să adaugi acum un QB. Ca să respectăm latura, un unghi latura. Un QB. B. B. Congruent cu un QB. Iar. Un QB. Și care latura trebuie să vină neapărat? AB. Apoi, sigur că lipește la unde acolo, da? AB. Congruent cu? Ok. Mai poți să găsești o altă situație? Alt triplet? AB. Nu. AC congruent cu QP. Uite, ai luat unghiul A, unghiul Q. A cu Q. B cu el. Ce unghi ar mai trebui să fie? Ce? Ce cu? A. Nu, no, A. A cu Q a fost. Nu, dar ce cu A nu te poți să te ducea la aceeași de unghi. Deci un unghi aici și unul din partea cealaltă. A, ce cu R. Ce cu P. Ce cu P. Pentru că este așa. A cu Q, nu? Da. A cu Q. L-ai folosit A cu Q? L-ai folosit aici.
Și au origini formate din A, C și A, B. Unii ăsta, da? Dar Q din partea cealaltă. Q, Q, B și Q, R. Vezi? Deci tu ai avut în minte undeva cu un Q centrat. Și cum un Q e format de două laturi și îmi place de două laturi, stai cu degetul pe cele două uniuri și zici aici intră una din laturi este A, Q, cu Q, B, uite, A, Q, A, A, C, pardon, A, C cu Q, B, și cea de-a doua latură este A, B, cu Q, R, A, B, cu Q, R. Da? Da. Pe urmă, am zis cine? A, U, Q, da? Apoi, avem un Q, B, cu un Q, R. Acum, ce cu P? B cu el, am văzut aici, da? B cu ea și B, componența lui de ce latură intră? C-A, nu. C-A. În componența lui B, unde e B din cine? Cine? Ce latură e formată? Din A, B și C-B. A, B și C-B, da? Sau zici B, A și B, C. Zici B din la B, deci, da? Și unde e el, din cine e format? Din R, Q și R, P. Exact. Și dacă tu ți-ai format în centru să ai unghiul B și unghiul R, deasupra pui una de o latură B, A, sau A, B, vezi? A, B, cu latura de la R, din partea asta, Q, R. A, B cu Q, R. Și latura a doua, B, C, uite-o aici, B, C, cu latura R, Q. B, C, cu R, Q. Și acum vedem unghiul care. Ce unghi am mai rămas la discuții? Ce pe? Unghiul. A, unghiul ce? Unghiul ce? Până aici, unghiul ce? Congruent cu unghiul? E, P. Perfect. Și acum, vezi, ce unghi din cine e? Ce lată dintre componența lui ce? Cine formează unghiul ce? Ce B și ce A. Ei, bun. Ce B cu lată? Ce B? Da. Cu latura care formează unghiul B. Adică cu cine? Ce B cu? B, A. Probabil nu înțelege. Ce caută? Deci ce B cu latura din triunghiul celălalt? Din triunghiul al doilea. A, pe R. Pe B, R. Deci trebuie să iei neapărat. Ai zis unghiul C și unghiul B, da? Ești cu unghiul B, pe cele două unghiuri. Și zici, unghiul C are una din latura CB. Și partea cealaltă cu trei dimuții pe ea. Da? Deci CB cu B ea. Punem aici. CB congruent cu P ea. Și cealaltă latură care formează unghiul C. Care este cealaltă latură care formează unghiul C? CA și P. CA și B. Q. B. Q. Ce A, ce A, congruent cu P, Q. Mai este stricurat. Trebuie să înțelegi ce înseamnă LUT. LUT înseamnă trei elemente, înseamnă latură, un latură. Adică e vorba de câte un unghi, de câte un unghi. Și în acela e vorba de două latură, nu? Da. Și zici, unghiul de la unul, unghiul de la celălalt. Da, e stabilit. Și acum, zici, unghiul ăsta de la primul, din cine e format? Latura asta. Dar asta, dintre unghiul celălalt, de la unghiul la altul, cine este? Și atunci, latură. Deci, latură, latură, unghi, unghi. Și latură, latură. Deci, latură, unghi. Și la acolo. Vezi? Lucru. Încă insist pentru că dacă nu înțelegi cazul de congruență, nu poți face nimic la ce pentru ei. Ești blocat. Deci, când lucrurile sunt congruente, toate cele șase sunt congruente. Acum, înapoi. Din cele șase, doar trei sunt ei congruente. Doar trei elemente. Și un prim caz este acela în care luăm două laturi și unghiul dintre ele. Două laturi și unghiul dintre ele. Deci, am luat unghiul și laturile care au fost. Da?
Și ele, aceste trei elemente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sunt congruente două câte două, adică una de aici, una de aici, uniu, uniu și latură, latură. Tereziul. Dar nu mai cu uniu A, ci și cu uniu B, pot să zicem. Și uniu B cu R. Și zic acum, B din cine e format? Din ce B? Și A, B, A. A, B. Dar atunci în ce? Ce B, una de aici, care e? De la B, B. B, R. Și A, B, cu? Cu Q, R. Cu R. Ne-am și puntat care cu care, de minuțe, cu 23. Dar și poate să fie și cazul care, unde ce este centrat? El de la mijloc, el de la comandă. Și atunci, de ce uniu pe ele? Da? Da. Și, repede, deci, ce o din cine e format? Deci, care sunt raturile? Ce A și ce B? Și acum zic, ce A cu B, Q, Q. Și B. Ce B cu B, R. Da? Deci, asta înseamnă lucru. Sigur, nu toate trei trebuie să fie. Ci una din ele, ori asta să fie, ori cealaltă, ori cealaltă. Una din cele trei lucruri face ca triunghiul să fie triunghiul scongruente. Deci dacă are loc asta până aici, triunghiul scongruente, și dacă sunt congruente și celelalte între ei. Adică, din clipa în care ai avut argumente, după luni, triunghiul să fie congruente, ce elemente ar mai avea acesta în plus care vor fi congruente? Deci am luat pe A cu Q, nu? Da. Și laturile acelea care au format unghiurile sunt congruente. Acum, asta suficient a fost pentru a spune că triunghiurile sunt congruente. Și dacă sunt congruente, conform definiției, dacă sunt congruente, toate cele șase, trei le-am folosit. Înseamnă că sunt altele trei. Ce mai vezi tu? Din cele șase, trei sunt folosite pentru a spune că sunt congruente. Ce a mai rămas din cele șase să fie congruente? Cine? Care? Cum? PR cu CB. PR. PR cu DC, da? Deci PR. PR. A treia latură. A treia latură congruent cu a treia latură. Cu cine? PR cu? Cu BC. Cu BC. Apoi. Ce ar mai fi de spus? Toate trei laturi sunt la cap. Una, două, trei laturi s-au ajuns. Da? Câte unghi am prins? Ce ar mai fi acum de spus? Care sunt congruente? Încă celelalte unghiuri. Ce A cu R... Nu. Cu R... Cu PA, PQ. AC, AC cu Q, P, AC, Q, P, de la asta, da. Q, P. Insist, insist. Ai zis, P, A, AC cu cine? A, nu, a zis, C, A cu P, Q. Păi, C, A cu P, Q au fost folosite. Am avut, dar am folosit așa. Ce ar mai fi de spus, pentru că doar... B, A, congruent cu R, Q. Bea cu el, băi, a fost folosit, mă. A fost folosit ca argument pentru a trage concluzia că lucrurile sunt congruente. Și acum, trei din ele ți-au folosit pentru a spune și acum, din faptul că ai asigurat lucrurile congruente, rezultă că și celelalte elemente sunt congruente. Ce elemente au mai rămas? Ai completat cu încă o latură. A patru, a patru elemente. Ce mai sunt congruente? Uite-te lista asta de congruențe, ce cea mai... A, unghiul A cu unghiul Q. Unde ai fost folosit, mă? A rămas încă celelalte două unghiuri, mai e... A, B, unghiul B cu unghiul B. Tu nu se vede cum la treabă. Unghiul B... Da, e folosit. Unde e folosit? Aici. Bă, dar asta, până aici un caz, celălalt alt caz, am luat variantele posibile. Deci, numai atâta era suficient pentru a trage concluzia că triunghiurile sunt congruente. Și când cele trei au fost congruente, de pe asupra congruența triunghiului, rămâne acum celelalte elemente în completare. Sigur că sunt trei laturi, două au fost folosite, alături treia. Unghiul A, unghiul Q am folosit, dar am rămas unghiul V, congruent cu ce unghi?
cu unghiul R. Unghiul? Becul? Iar R. Da. Și? Unghiul C cu unghiul F. Unghiul C cu unghiul F. Unghiul? F. Încă o dată, Darius, când a deschis gura și a zis, triunghiurile sunt congruente, înseamnă toate cele șase sunt congruente. Două câte două, unul de la unul, unul de la unul, da? Un element de la un triunghi, vei între același triunghi. Dar ca să arată că triunghiurile sunt congruente, mi-s suficiente din cele șase, am spus noi, doar trei din ele. Deci, ori cazul ăsta, ori situația de aici, ori situația cealaltă, ori situația cealaltă. Deci, din asta de aici, dacă echipul și pe ăstea nu ne-am. Ele reprezintă un lur. Deci, tot un lur aici. Nu-i tot un lur, ca unghiul, uite, unghiul vârf. Aici e unghiul A și la prin el. Și iar un lur aici. Vârful vârf. Adică, e vorba de unghiul C și latul e din vecine. Deci dacă trei din ele, din cele șase, dar foarte ordonat poate, câte un unghi și latul care îl formează, într-o parte și în alta, sunt congruente două câte două, triunghiurile sunt congruente. Și dacă sunt congruente și celelalte elemente care rămân în plus, sunt și ele congruente două câte două. Ia să ne ducem aici. Din nou, triunghiurile sunt congruente, deci numai de aici, de dusă, că triunghiul ABC congruent cu triunghiul QIF. Și dacă sunt congruente, și celelalte elemente sunt congruente două câte două. Adică, cine cu cine? AC. Deci a rămas AC congruent cu QIF. Da, AC congruent cu QP. AC congruent cu QP. Apoi. Unghiul A cu unghiul Q. Așa. Unghiul A congruent cu unghiul Q. Și încă. Unghiul AB, pardon, AB congruent cu QR. AB. Care a fost folosită de cuchier. A. O, ce... Da, ce... Ce a congruent cu PQ? Păi, am spus aici. Păi, două au fost folosite. A rămas a treia latură. Un unghiu a fost folosit. Mă rămân două unghiuri. Unghiul ce cu unghiul pe? Unghiul ce cu unghiul... congruent cu unghiul pe. Uite, dar din situația asta, dacă ai fi folosit cazul ăsta, ce-am făcut? Că triunghiul ABC congruent cu triunghiul QR, de aici trebuie să întâmplăm. Alo. Pe R. Pe cine? Spuneți. Nu, nu. Așa. Unghiul A congruent cu unghiul Q. Deci unghiul A. Unghiul, deci rezultă de aici. A treia latură. Două sunt folosite, a treia latură, să scăpăm de ea. Unghiul B cu unghiul B. R. Unghiul B. B cu unghiul R. B. Congruent cu unghiul R. Bine. Apoi. Unghiul A congruent cu unghiul Q. A congruent cu unghiul Q. Și mai este latură, nu? Da. Unghiurile sunt trei din toate. Două latură au fost folosite. Pe, nu. A, B congruent cu QR. A, B congruent cu QR. A, congruent cu Q. Eu mai era o dată ideea, pentru că trebuie să-ți clarifici bine lucrurile, altfel nu puteam face niciun pas. Deci,
Dacă spun ceva, mă, știi ce? Triunghiul ăsta și coțați complete. Tu știi spre repede. Toate cele șase. Luat de două câte două, unul de aici, unul de acolo, unul de aici, unul de acolo. Toate cele șase sunt congruente două câte două. Toate congruente două câte două. Adică o latură de aici, o latură de aici. O latură, o latură, o latură. Trilaturi. În unghi, 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 unghi. Deci când ți-a dus el că triunghiile sunt congruente, tu știi repede că toate elementele sunt congruente două câte două. Asta am spus. Când triunghiile sunt congruente, toate elementele sunt congruente două câte două. Sunt în număr de șase. Trei laturi și trei unghiuri. Bun. Acum, ca să fii congruente, deci, ca să fii congruente, e suficiente doar trei din ele să le ai de masă. Deci, din cele șase, doar trei să le ai. Și un prim caz este latură unii latură. Adică două laturi și unghiuri de trei ele. Și cum sunt trei unghiuri, cum sunt trei unghiuri A, B, C, cum se trei unghiuri, adică A cu Q, B cu E și C cu B, am luat și cele trei variante. A cu Q, dar A din cine e format? Din A, C și A, B. Vezi, unghiul A pleacă din A, C și A, B. Iar Q din cine este format? Din Q, B și Q, I. Deci neapărat unghiul dintre ele, dintre cele două unghiul care determină cele două laturi. Sau dacă ai luat unghiul, cine îl formează? Cine îl formează? Care sunt laturile și formează unghiul? Când aceste trei, ori asta, ori asta, ori asta, oată, ai reușit să o ai la, pus la bază, atunci spui, conform cazului Lul, pui să ceată Lul acolo, tu îmi descoperi și imediat câștigi informația că și celelalte elemente care mai erau în completare până la șase, că treile le ai în funcție de bază. Acum, și celelalte trei care sunt nefolosite, doar A cu Q e folosit, B cu el, C cu B, cu complete două pe două, și a treia dată cu a treia dată. Dar cumva ești, după unghiul B, treaba făcută, atunci, tot așa, triunghiurile sunt congruente și triunghiurile fiind congruente și celelalte elemente. Adică B cu el mai folosit, rămas A cu Q, C cu B, și a treia latură, a treia latură, două e folosit. Tot așa și în cazul ăsta. Deci cazul lor, asta vrea să zică. Bun, un alt caz de congruență este cazul 2. Care? L. Și acela este bun. Hai să facem latura la mijloc. Latura. Și unii laturi unghi. Unii laturi unghi. Tot trei elemente sunt, nu? Tot trei elemente sunt. Dar asta înseamnă câte ori o singură latură. Da? O singură latură. Adică o latură de aici cu o latură din partea asta. O latură. Hai să o luăm pe AC. Da. Cu cine? Cu Cuper. O zicem AC și o punem la mijloc. AC, complementul, Q, stai. AC cu Cuper. Și acum, la AC, la un capăt este ce unghi? Unghiul A. Și unghiul Q. Și A cu Q, da, spune, unghiul A, complement unghiul Q. Așa. Și la capătul celălalt al laturii este unghiul C. Deci unghiul C, congruent cu ce unghi? B. Cu unghiul B. Sigur, că am luat-o pe bază, cum sunt de parte centrală, pe cine am luat-o? Pe la o singură latură, da? Și pe unghiul la capăt. Unghiul la capăt. În condițiile astea, conform unghiul la capăt, triunghiurile sunt congruente. Triunghiul ABC. ABC este congruent cu triunghiul strict. Deci, conform acestei situații, triunghiul ABC e congruent cu triunghiul QIF. Și fiind triunghiurile congruente, rezultă că și celelalte elemente pe care nu le-ai întrebat în calcul sunt congruente, două câte două. Adică, care
nu se luate, că trei sunt luate. Ce n-a mai fost luat din cele șase? B cu A. Unghiul B cu unghiul A. Și unghiul B cu unghiul R cu unghiul Q. Păi, B cu A, zic, da? Da. B cu A. Cu B cu A, adică la același triunghi. Păi m-a zis că un element de aici, un element de aici, ceva. Ah, B cu R. Da, vezi că B cu R se deagă. Deci tu le-ai aici pe toate șase, mă. Dacă ai toate șase și trebuie de folosit, deci ai folosit acum, da? Și ai folosit AC cu QP și AB cu QR, dar rămâns asta nefolosită și B, R, B cu R și C cu B. Că trei le ai, uite, trei le ai aici, din cele șase. Deci, ce n-a mai fost folosită? Deci, din fapt că trebuie să convenite, ce rezultă? Că unghiul B congruent cu unghiul R. Da. Al treilea lucru, da? Unghiul B congruent cu unghiul R. Și? Latura B A congruent cu latura R cu Q. Latura B A congruent cu latura Z. R Q. R Q. Și? Încă o latură, a treia latură. Ai două și a treia latură. Numai doilea unghi? Mai două sunt. Un, două unghiuri, trei unghiuri. Au fost folosite unghiuri. Acum vine unghiul AP. Nu unghiul AP. Unghiul BC cu unghiul RP. Unghi sau latură? Latură. Latura care? CP cu RP. CP. Congruent cu RP. Mai există un pic. Ai luat latura de bază care? Latura de bază AC. Mai poți lua o altă latură de bază? Cum am luat aici toate variantele? Hai să luăm și aici variante. CB. Latura care? CB. CB. Uite, spun CB. Congruent cu ce latură? Cu latura PR. 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 Deci, cu PR. Și sus punem. Unghiul C congruent cu unghiul P. Așa, la capăt, da? Unghiul C congruent cu unghiul P. P. Și unghiul B congruent cu unghiul R. Unghiul B congruent cu unghiul R. Din asta trei. Deci suntem tot în cazul unghi, unghi, latură, unghi. Triunghiurile sunt congruente. Triunghiul ABC congruent cu triunghiul PQR. Și din congruente rezultă că și celelalte elemente neluate aici. Celelalte trei elemente care nu sunt prins aici. Nu-mi place că te iubesc pe tablă copii de pe tablă, dar tu nu urmărești nimic. Stilul ăsta în care copii de pe tablă nu te arată cu nimic. Mergi odată cu mine. Scrie odată cu mine. Lângă de ce compreg cu peculiar, de ce atât cam fixat cu problemele. Da. Că la sala 5 avem poate la ora 7. Da. Hai să continuăm. Spuneam, ce elemente ar fi congruente de aici încolo? Ce elemente ar mai sunt? Trei le-am folosit dintre ele. Am constatat că lângă sunt congruente. Ce alte elemente, până la 6, e folosit aici, vor apare ca o consecință. Unghiul A, unghiul A congruent cu unghiul Q. Da. Nu, îl folosesc deja. Unde aici? Nu, sus. Păi acolo s-a terminat din poveste. Este o repetiție. Deci asta s-a terminat povestea. Și acum începe cu partea asta altă. A, deci n-are importanță. Nu, acolo s-a terminat toată povestea asta, măi. Deci eu refer. Deci este ori cazul ăsta, ori altă situație care se poate repeta. Unghiul A congruent cu unghiul Q. Unghiul A congruent cu unghiul Q.
o latura AC congruent cu QP. AC congruent cu QP. Așa, și unghiul CP congruent cu unghiul P. Nu unghiul CP, latura CP. Latura CP, scuze. Latura CP, unde vezi tu CP? A, CP, scuze. CP. Deci latura CP congruent cu latura? Cu latura PR. 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 Da. Repetăm. Deci, când am făcut cazul întâi lor, nu toate trei trebuie să le vezi. Ori vezi situația asta, când ai un unghi A cu Q și latura la capăt, ori pe asta, ori pe asta. A, este o singură situație care te conduci la unghiuri congruente și celelalte rămân congruente. Apoi, poate să fie pe baza lui Băcură și atunci iar trebuie să congruente. Sau poate să fie cu unghiul C cu P, cu latura la capăt. Și unghiurile sunt congruente și atunci toate rămân congruente. La ULU, doar o singură latura. Și unghiuri la capăt. De la capătul la C, da? Și la capătul celălalt, al de aceea este unghiul C. Ce? În capătul ăsta e Q, și dincolo e unghiul P. Deci câte o latură și unghiul la capăt. Prindeți cum vreți să ieși. La fel și în partea asta. În concluzie, nu toate așa planuri trebuie să vezi, ci una din cele trei, și ai constatat că fiindu-s congruente, și celelalte elemente neluate vor fi congruente două câte două. La unul, la fel. Am luat mai două, pe al treia numai încă aici. În sfârșit, cazul 3. Ce ai zis tu mai devreme? L. 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 Adică? Latura, latura, latura. Ce înseamnă asta? Adică o latura AB congruent cu o latura QR. AB congruent cu QR. Latura AC congruent cu latura QP. AC congruent cu? Cu QP. QP. Și latura CB. CB. Congruent cu latura PR. Congruent cu PR. Și fiind latura folosită a patra cu trei, triunghiurile sunt congruente. Triunghiul ABC congruent cu triunghiul PQR. Și atunci va rezulta că cine o mai rămas să fie din cele șase, dacă latura a fost folosită? Cine o mai rămas să fie congruente două pe două? PR. Nu am folosit. Nu. Păi dacă laturile sunt folosite... PR. Laturile sunt folosite, măi. Unghiul P cu unghiul Q cu unghiul... Numai unghiurile erau rămas. Deci laturile-i folosim ca argument de bază. Deci laturile-i folosim ca argument de bază pentru congruență. Și acum zic unghiurile sunt congruente. Deci de aici rezultă că unghiul... Zic. Unghiul A. Congruent cu unghiul Q. Unghiul B congruent cu unghiul R. Unghiul C congruent cu unghiul P. Unghiul P. Deci, cele mai dese cazuri în practică sunt LUR și ULU. Astea 1 și 2. Mai rar cazul 3. Cazul 3, când ai toate laturile congruente și vrei să arăți că două unghiuri sunt congruente. Acele două unghiuri, dacă prindeți două triunghiuri și constați că sunt congruente, triunghiurile și ele vor fi congruente două pe două. Hai să ne întoarcem în problema noastră. În problema asta a noastră, avem o latură, o singură latură. O singură latură.
Și ce ar trebui să fie concrete? Unghiul de la capăt au un Q și neapărat B-ul cu R. Dar nu avem decât două elemente. Avem numai două elemente. Sunt concrete pe unghiurile? Nu. Nu. Câte ne trebuie? Trei elemente, da. Deci ne facem o problemă care am avut-o și răspundem. Triunghiul ABC nu este congruent cu triunghiul PQR. Deci ABC nu este congruent cu PQR, pentru că nu se cadrează niciunul din cazuri. Da? Nici unul din cazurile de bază. Are doar două elemente și unul ne trebuie să zis minim, totdeauna ne trebuie trei. Oricâte unii șlapurile de la ce formează, oricâte două unghiuri, câte o latură și unghiuri la capăt, și atunci, iată că nu putem spune că trebuie să comunem. Hai să vedem altă problemă. Cum spune? Deci, de ce? Se consideră triunghiurile congruente ABC congruent cu triunghiul MNP. Se știe că AB... Stop. Trebuie să scriem aceste lucruri. Nu povesti, nu citim problema până la capăt, ci pe bucăți. Deci, în ipoteză. Deci, în ipoteză. Se spune așa. Că triunghiurile congruente ABC este congruent cu triunghiul MNP. Scrie triunghiul ABC congruent cu triunghiul MNP. ABC congruent cu MNP. Ce înseamnă că sunt congruent? Eu mă opresc cum aici. Așa sunt egal de 2 de ori. Adică elementele triunghiului, elementele sunt congruente 2 de ori. Adică ce vrei să spui? Adică... De aici. Deci eu imediat, când am asta în ipoteză, imediat rezultă că... Că unghiul A congruent cu unghiul M. Așa, unghiul A congruent cu unghiul M. Apoi. Unghiul B congruent cu unghiul M. B. Unghiul B. Congruent cu unghiul M. Și unghiul ce congruent cu unghiul ăsta? Și unghiul ce congruent cu unghiul? Și mai atât? Unghiurile sunt congruente? Nu, și latura ăsta. Adică? Adică latura AB congruentă cu latura M. AB congruentă cu MN. Apoi AC congruentă cu N, M. Congruentă cu? NP. NB. Și BC congruentă cu NP. Cu BC congruentă cu NP. Vezi? Numai că mi-au dat informația asta. Triunghiurile sunt congruente. Triunghiurile congruente, imediat am și reacționat. Vreau să spun că elementele sunt congruente 2 de 2. Ce pe 6. Un element de aici, un element de acolo. Unghiul și latura, congruent de 2 de 2. Mai departe, cine spune? Se știe că AB egal 4 cm. Deci, ne mai dă informații pe drag. AB egal cu 4 cm. Așa. Măsura unghiului A egal cu 60 de grade. Deci, măsura unghiului A. Asta nu-l dat plătată, nu? Da. Eu pun deasupra și deasupra nu folosesc așa? Folosești, da. Eu de obicei folosesc așa în față. Bine. Eu o să folosesc bine. Măsura lui A. Este egal cu 60 de grade. Da. Și AC egal 8 cm. Și AC? Egal 8 cm. 8 cm. Ce ne începe? A. Construiți triunghiul ABC. Am construit triunghiul ABC. Cum crezi că face? Păi, ne spune că triunghiile congruente ABC egal cu
triunghiul congruent MNP. Asta am tradus și am văzut. Acum, da. Pe baza faptului că avem pe AB de 4, unghiul A de 60 și AC de 8, să-l construim. Păi, facem AB-ul de 4 cm. Deci luăm... Luăm și construim unghiul da, de 4 cm. Ola! Deci punem 4 cm. Uite așa. Vreau să spun așa. Mă, de 4, 40. Da, 4 cm. AC-ul? Nu, AB-ul. AB-ul, da. AB-ul, da. AB. AB. Uite, am construit pe AB. A? A. După ce l-am construit pe AB, ce spune autorul? Spune că măsura unghiului A este egal cu 60 de grade. Luăm și noi raportorul și construim un unghi 60 de grade. Da? Unghiul A de 60 de grade. Deci, fixăm acolo, cum știți că se măsoară cu raportorul, 60 de grade, uite aici este 60 de grade, am făcut lucrul ăsta. Și acum trasăm pentru unghiul de 60 de grade pătrata, uite așa, pentru unghiul de 60 de grade o pătrata. Și A ce egal 8 cm. Și A ce egal 8 cm. 8 cm. Da. Iau pe deschizătura sau pe linia asta, voi fixa 8 cm. Dacă asta au fost 4, asta va fi dublă. Nu? De plaia nu îți face acolo două. E 8 cm. E urmat. 8 cm. Dublă decât asta. Deci, exact pe linia în care e trăsat, a avut unghiul de 60 de grade. Da? Te duci și faci dublu. Păi dublu în lungimea e așa. E cât? Mai ții așa și mergi cu cât de? 8 cm. Da. Te duci așa, în unde e 8 cm. Așa, acolo e 8 cm. Și gata. Punești pe aici e C-ul și o punești pe C cu B și gata, e triunghi. Da. Deci ai construit un triunghi în care e respectat. Exact ce a spus autorul. O latură de 8, o de 4, A, B, C. Păi cum am făcut în A, B. A, B, că A e de bară. Și C-ul sus. Așa. Iată că în felul ăsta am construit triunghiul respectiv. A, B, C, ce? Pe scrieți perechile de unghiuri congruente ale triunghiului. Eu știu că A. Le-am scris din congruență, le-am deja scrise. Deci triunghiurile fiind congruente, în mesajul ăla, toate elementele congruente de 8 de 9. La unde-i mână tot? Nu l-am construit în mână tot, când îți zic numai pe ce. Da, și jumătate. Da, da, ce? Da? Aha. Îți congruente se egalizează. Da, 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 la fel. Da, da, da. Așa scris. Păi acum zice, celelalte elemente congruente, toate îți le scriu. Păi că sunt. Da. Uite, le-ai și scris. Da. Adică cine? Punctul B, scrieți. La B. La B. Acum, sau, da, unghiul A. Congruent cu unghiul. Unghiul A congruent cu unghiul N. Ai văzut cum am spus? A da. Cu M. D cu N. D cu E, N. C cu P. A, B cu M, N. A, C. Scris. Da. Să scrie și la. Da. Scrieți lungimile laturilor M, N și M, P. Mână, mână, mână și mă pân. Mână este cu cine din discuție? Cu... Mână cu AB. Da. Mână cu... AB. Și este la 4 cm. Este aici. Mână cu AB și AB vin de... Pui aici. Și vin că AB de 4 cm. 4 cm. Plecă și mână. Era cu 4 cm. Acum,
Ce mai spune? Și AC. Și pe MP să scrie. Și MP, da. Ei, MP, fiindcă AC este de cât de 8 cm. Rezultă că și MP este tot de 8 cm. Și cu asta am scris congruența asta pe la probleme. Mai are una, același triunghi. Da. Se consideră triunghiurile congruente ABC și mână. Așa, ABC și mână. Dacă, acum, dacă. Deci, în ipoteză, o modificăm. Da. Tu scrii din da. Nou. Da, dacă mână e egal cu acolo, scrii 13 și scrii pe 3 ani. Da. Dacă mână e egal cu 4 cm. Mână egal cu 4 cm. Mână cu 3. Mână cu 3. Mână cu 3. Mână cu 3. Egal cu 3. Și mână și mână 5. Mână egal cu 5 cm. Atunci calculați lungimile laturilor triunghiului ABC. Da. Putem? Calculați lungimile laturilor triunghiului ABC, adică mână da. Cu cine congruentă? E cu AB. Cu AB. Și dacă mână e 4? Înseamnă și AB e 4. Deci zicem, cum în congruent cu AB. Congruent cu AB. Și mai avem că mânării dată de 4 cm. Din cele două rezultă că și AB, da? AB este ca mărime 4 cm. Acum, NP e congruent cu cine? NP. Cu BC. Cabinetul doamnei de avocat Carmen Bărba, unde e? Nu știu. Cum ne spui congruent cu... Nu cum ne faci cu BC. Da. Da? Și nu cu E3. Ne văd. Avem că este dat de 3 cm. Rezultă că a că BC... E 3. Faci tot de 3 cm. Acum. Acum. Cum cine? MP. 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 Congruent cu cea. MP este egal cu AC. Cu AC. Și MP asta e 5. Și mă plâns egal cu 5. Rezultă da? Și AC. Și AC este egal cu 5. 5 cm. Doar vorba. Punctul B. Dacă măsura unghiului a 90 de grade, deci, să spunea da. Mână, domnul profesor, B, da. Măsura lui A 90 de grade. Egal cu 90. Măsura lui B 30. 30 de grade. Măsura lui C 60. 60 de grade. Așa. Și dați pe figura noastră dacă vreți să înlocuiți un pic AB cu C. Așa. Să punem AU din nou de AU aici. Da. C-ul jos. Aici în C-ul. Și pe C-ul sus. Așa. Calculați măsurile unghiurilor triunghiului MNP. Așa. Păi cum A cu cine era? A e cu M. Rezultă că rezultă. M. Rezultă. E egal cu 90 grade. Măsura lui M. Egal cu 90 de grade. Și la mă rezultă că nu este egal cu... Măsura lui N. Egal cu... Da, măsura lui N. Da? Măsura lui N e 30 grade. Măsura lui... Și rezultă măsura lui... Ce e cu unghiul, ce e congruent cu unghiul P. P. Și rezultă că măsura unghiului P. P este egal cu 30 grade. P. Acum. E greu? Da. E greu la început, e greu. E fantastic. La început? Foarte tare, foarte greu. Pentru că nu e clar nimic. Este formidabil. Nu, încă nu am înțeles un lucru. Când ați zis triunghiurile congruente, toate cele șase elemente congruente două de două. Păi așa ai învățat. Așa am făcut. Așa am făcut. Și așa o să o țineți de acum, cu domnul profesorul Sergiu. Când am deschis gura și ați triunghiuri congruente, toate cele șase le-am gata congruente. Înapoi, ca să arăt că sunt congruente, doar trei din cele șase îmi trebuiesc. Adică congruente egale. Egale, da. Din da. E care? Dacă aș suprapune, dacă aș pune un pic să fie identici, să suprapune. Deci, înapoi, doar trei din ele, câte o latură și unghiurile de la capete, sau câte două laturi și unghiuri care formează. Așadar, ne oprim aici. Sinteză? Da. La sinteza, hai să zicem, sinteza. Dacă am făcut de metrii. Exact. Congruența triunghiurilor. Calculul de congruență. Triunghiurilor. Cazul
de contract. Direct on client. Și cam asta a fost. Combinatul, Darius? Nu uitați de like, share și să vă abonați la profilul online. La revedere! Așa.